Bună seara, sunt Tudor Mușat, bine v-am regăsit la Actualitatea. Invitatul primei părți a ediției este ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu. Bună seara, domnule ministru, bine bună seara, venit. Mă bucur să revin la emisiunea dumneavoastră. Suntem în contextul ăsta foarte efervescent, așa, legat de parcursul nostru către Schengen, dacă va fi să fie anul ăsta. Avem un vot în Parlamentul European. Și vedem că principala problemă pare că o reprezintă Olanda. Partidul lui Mark Rutte s-a abținut de la vot. E un semn bun această abținere? Înseamnă până la urmă că politicienii de la Haga sunt indeciși? În primul rând, rezoluția Parlamentului European este în sine un semnal politic foarte bun. Rezoluția este o rezoluție politică, nu este cu efecte legislative obligatorii. Dar este un semnal care arată exact radiografia din momentul ăsta a susținerii politice în Europa pentru aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen. Demersurile noastre, evident, continuă pe lângă Olanda, pentru că, până la urmă, decizia se ia în Consiliul JAI, Justiție și Afaceri Interne. Prin urmare, demersul la nivel guvernamental continuă. În urmarea vizitei pe care primul ministru Rutte a făcut-o în România săptămâna trecută, pe 12 octombrie. Și dacă vă aduceți aminte, cu acel prilej, primul ministru Rutte a spus foarte clar că Olanda nu se opune de principiu aderării României la spațiul Schengen. Acest vot de abținere pe care parlamentarii din partidul domniei sale l-au dat în Parlamentul European ieri, de abținere, este un vot care arată, de fapt, că, exact cum a spus și primul ministru Rutte, Olanda nu se opune acestei aderări. Nu înseamnă nici că este pentru în acest moment. Asta înseamnă că procesul decizional continuă, dar este clar că efortul nostru trebuie să meargă mai departe. Mai este interesant și un alt aspect. S-a spus la un moment dat pe surse publice că un alt partid din arcul guvernamental din Olanda, partidul condus de către ministrul de externe, Wopke Hoekstra, s-ar opune aderării României și respectiv Bulgariei la spațiul Schengen. Eu am stat în legătură permanentă, constantă cu ministrul de externe, șeful acestui partid. Am discutat cel mai recent și la New York, la sesiunea Adunării Generale ONU, unde am avut mai multe reuniuni ale Consiliului Afaceri Externe, miniștrii de externe a Uniunii Europene. Am discutat și luni la Luxemburg, când am avut ultima reuniune, și mi-a confirmat, inclusiv acest vot confirmă ceea ce ministrul de externe olandez mi-a confirmat, că partidul dânsului nu se opune aderării României, dimpotrivă, susține. De altfel, votul a fost pozitiv pentru adoptarea rezoluției din Parlamentul European. De altfel, anul ăsta s-au realizat o serie de progrese importante în acest proces de susținere a aderării României la spațiul Schengen. E vorba despre o susținere foarte clară exprimată la cel mai înalt nivel de către Franța la vizita pe care președintele Macron a făcut-o în România, fără condiții. De asemenea, o susținere foarte clară exprimată de cancelarul Scholz, deci de Germania, la Praga, într-un discurs european foarte relevant. De asemenea, Finlanda, într-o discuție pe care am avut-o cu omologul meu, în luna iulie, mi-a confirmat că nu se mai opune. Finlanda, la un moment dat în timp, acum câțiva ani, era unul dintre statele reticente față de aderarea României la spațiul Schengen. Și cred că a contat foarte mult și seria de demersuri pe care noi le-am făcut, inclusiv eu personal, pe lângă partea turcă, pentru susținerea aderării Finlandei și Suediei la NATO. La sfârșitul lunii mai am avut la Istanbul o discuție de o oră și 20 de minute cu președintele Erdogan împreună cu omologul meu polonez, în care am pledat pentru aderarea la NATO de data asta a Finlandei și respectiv Suediei. Pe urmă, sigur, au existat și alte demersuri, nu pot să spun că doar ale noastre au contat, dar mi s-a confirmat ulterior că și demersurile noastre au avut un rol important și cred că a contat și acest sprijin pe care l-am acordat la acel moment. Deci, demersurile noastre vor continua. Ce face România, practic, să convingă Olanda? Pentru că am văzut tot acest desant, așa, pus în mișcare de mulți politicieni de la noi, să convingă om la om sau grup la grup pe parlamentarii olandezi să voteze în parlamentul lor și să-l oblige în felul ăsta pe premier, deși nu e o condiție, să-l oblige să admită că trebuie să intrăm în Schengen.
să facem alte forme de presiune și așa mai departe. Adică ce facem în momentul ăsta ca să convingem în acest interval scurt care a mai rămas Olanda? Există multe demersuri care se pot face. Contează foarte mult, de exemplu, demersurile pe care mediul de afaceri le face. Pentru că unul dintre argumentele principale este legat de faptul că aderarea României la spațiul Schengen va fi un avantaj, inclusiv pentru mediul de afaceri olandez din România. Și am văzut o astfel de reacție de la... Și am văzut o astfel de reacție. Deci astăzi, de exemplu, Camera de Comerț olandez-română din România a avut o poziție foarte clară de sprijin pentru aderarea României la spațiul Schengen. Zilele trecute, de asemenea, în Olanda, Camera de Comerț românească din Olanda și respectiv ceea ce se cheamă Dutch Network, deci o rețea de companii olandeze care sunt active în relația cu România, au adoptat de asemenea o poziție în favoarea aderării României la spațiul Schengen. Există și un palier tehnic pe care se lucrează. Colegii de la Ministerul de Interne, domnul ministru Bode, este extrem de implicat, după cum ați văzut, inclusiv în relația cu omologul său olandez. A avut o discuție recentă despre care a informat și public. Pentru că, așa cum este știut, Olanda nu și-a trimis expertul tehnic în misiunea de evaluare care a venit în România la începutul săptămânii trecute. Și, într-adevăr, raportul misiunii de evaluare din informațiile furnizate de domnul ministru Bode probabil că va fi foarte bun. Misiunea s-a desfășurat în condiții pozitive, ceea ce reprezintă iarăși un avantaj suplimentar. Deci noi trebuie să interpretăm această absență a Olandei din această comisie de evaluare, de misiune de evaluare, ca pe un lucru pozitiv, înțeleg. Moderat pozitiv, pentru că până la urmă înseamnă că decizia este într-un final o decizie cu caracter politic, așa cum este și firesc. Dar și acest palier tehnic este important, faptul că această misiune a avut loc și este, trebuie spus, o misiune pe care noi ne-am asumat-o, este o misiune auto-asumată de evaluare, pentru că noi nu mai aveam această obligație de a fi evaluați. Evaluările noastre s-au terminat pozitiv în 2011 încă, dar de atunci au existat evoluții ale acquis-ului Schengen pe care noi ni le-am însușit și ni le-am însușit foarte bine și sigur că ele trebuie să fie și ele măsurate, evaluate. Și atunci am propus România și Bulgaria la începutul acestui an, în primăvară, să organizăm o astfel de misiune de evaluare voluntară pe care noi ne-am asumat-o, am organizat-o și colegii de la Ministerul de Interne în principal. Misiunea a venit în România și, din ce știu de la colegii de la Ministerul de Interne, ea s-a desfășurat în condiții foarte bune. În ceea ce privește absența Olandei din această misiune, ministrul de Interne, domnul Bode, este în contact cu omologul său olandez, urmând ca pe acest canal să fie clarificate toate eventuale, eu știu, solicitări suplimentare din partea Olandei. După care, sigur, vine din nou palierul politic cu privire la care lucrăm în continuare. Desantul ăsta, domnule ministru, despre care vorbeam, am văzut că a inclus și niște reacții sau niște replici ceva mai contundente. S-a ajuns la o retorică legată de eventuala blocare demonstrativă a transportului de cereale către din Ucraina, a accesului, nu știu, diverselor produse pe piețele occidentale care ar trece prin România. Ne amintim de niște gesturi ale unui fost președinte, nu, care propunea blocarea camioanelor cu flori care vin din Olanda. Ce rol au toate astea? Cum ne ajută sau ne încurcă? Eu mi-aduc aminte foarte bine momentul din 2011, când domnul președinte Băsescu, la momentul respectiv, a luat această decizie, care la momentul respectiv apărea ca fiind o încercare legitimă din partea României. Dar tot atunci mi-aduc aminte, cred că era prin toamna lui 2011, mi-aduc aminte și de o reacție a ministrului Migrației din Olanda, care spunea că tocmai faptul că România a încercat să blocheze camioanele cu flori prin controle mai amănunțite reprezintă un argument suplimentar pentru a nu fi luată decizia de aderare a României la spațiul Schengen. Deci un cerc vicios. Deci, din păcate, cel puțin la momentul respectiv, acea măsură nu a dat rezultate, ceea ce și arată prin faptul că nu am ajuns încă membrii în spațiul Schengen. Acum, în ce privește exporturile de grâne ucrainiene prin România, domnul președinte Iohannis a arătat foarte clar că este exclusă o astfel de măsură. Dar vreau să explic
Și faptul că, dintr-o altă perspectivă, efortul pe care România l-a depus în sprijinul Ucrainei, care a fost un efort foarte complex, multidimensional, cu aspecte care au fost foarte vizibile, cu aspecte care au fost sau sunt deocamdată mai puțin vizibile, dar a fost un efort care a crescut foarte mult prestigiul României la nivel internațional. Și nu mă refer doar la spațiul european. Mă refer în general, la nivel continental, la nivel global, foarte multe state au apreciat efortul pe care l-a făcut România în sprijinul Ucrainei, ceea ce ne-a crescut foarte mult profilul. Faptul că România a reușit să facă să se tranziteze prin țara noastră peste 5,2 milioane de tone de cereale ucrainiene, peste 5,5 milioane de tone de alte produse ale Ucrainei, este de fapt o măsură pe care noi am luat-o și am implementat-o cu foarte multe eforturi administrative și logistice, pe de o parte pentru a susține economia Ucrainei, deci pentru a da posibilitatea ca efortul de război al Ucrainei să fie finanțat, pe de altă parte pentru a, în ceea ce privește cerealele, susține statele din ceea ce numim acum Sudul Global, state africane, state din Orientul Mijlociu, foarte afectate de criza alimentară care a fost provocată de Federația Rusă. Deci un efort de a ajuta să nu există o criză alimentară globală. Și din punctul ăsta de vedere, efortul nostru a, pot să spun, a contribuit într-un mod destul de serios, inclusiv la argumentația pentru intrarea în spațiul Schengen. Și este un efort care va trebui să continue în perioada următoare, pentru că, după cum vedem, acel acord care a fost mediat de ONU și de Turcia cu privire la folosirea porturilor ucrainiene pentru exporturile de cereale și care a fost încheiat doar pe 4 luni. Este posibil ca din cauza opoziției Rusiei să nu mai continue. De altfel, și după încheierea acestui acord, cererea de tranzit prin România a acestor produse ucrainiene cu destinație globală a crescut. Noi am reușit la un moment dat, mă raportez la momentul sfârșitului de septembrie, când aveam datele cumva complete, să exportăm prin România peste 60% din totalul de cereale ucrainiene care au fost exportate în această perioadă de țara vecină. Deci o astfel de blocare a acestor grâne ucrainiene probabil că ar mulțumi Rusia, dar în niciun caz nu ar ajuta comunitatea internațională și cred că trebuie să continuăm acest efort al nostru. Deci cine mai are genul ăsta de manifestare ar trebui să și le tempereze. Eu sunt convins că aceste propuneri au fost făcute cu foarte multă bună credință. Dar, în același timp, trebuie să ne uităm la toate componentele, la toate consecințele, toate efectele pe care o măsură sau alta, nu mă refer aici la una sau alta dintre propuneri, pot să le aibă. Două lucruri, domnule ministru, importante pe care le observ. Prima, s-a remarcat-o și dumneavoastră, cu votul politic. Și am mai tot pus întrebarea asta. Pare că are un fel de conotație negativă ideea asta de vot politic, mai ales în raport cu toate criteriile tehnice pe care le-am fi îndeplinit. Și atunci lumea are senzația asta că, domnule, e un vot politic, înseamnă că ești la mâna politicianului, care doar pentru că e politician și e în parlament sau într-un guvern, face ce vrea el politic. Ignorând o realitate tehnică la care credem noi că ar trebui să se raporteze. Să explicăm un pic legitimitatea acestui vot politic și cum merg lucrurile, ca să nu mai avem senzația că suntem jucați cumva la ruleta politică, de fapt. Deci, după cum spuneam, există un plan tehnic și un plan politic. Și domnul președinte Iohannis a explicat foarte bine la conferința de presă de după întâlnirea cu premierul Rutte la Cincu săptămâna trecută, cum funcționează relația dintre cele două planuri. Pe planul tehnic, sigur, noi ne-am îndeplinit toate cerințele, îndeplinit toate criteriile pentru aderare omologate deja formal la nivelul anului 2011, pentru că au existat evoluții în acquis-ul Schengen, pe care și noi ni le-am însușit și le-am aplicat. Am considerat că este nevoie de această misiune de evaluare voluntară ca să măsoare faptul că, ceea ce noi știm deja, faptul că îndeplinim și toate aceste criterii noi. Noi am fost implicați și în reforma spațiului Schengen, care se discută deja la nivel european de anul trecut, deci cam de un an și jumătate. Asta este un plan și, evident, aceste elemente tehnice trebuie să fie consemnate și ele să joace un rol în ceea ce va fi mai departe decizia politică. Iar planul politic înseamnă
o decizie la nivelul Consiliului Justiție și Afaceri Interne de către miniștrii de interne din statele membre, care susțin practic această decizie. Și faptul că există un vot politic nu înseamnă neapărat că există un vot negativ. Votul ăsta politic nu poate să fie până la urmă arbitrar. Noi în momentul ăsta putem spune că ne bucurăm de o susținere quasi unanimă din punct de vedere politic la nivelul Uniunii Europene și vom continua demersurile pentru a convinge și alte state care, cum este Olanda, de exemplu, mai au unele rețineri și nu au luat încă, repet, o decizie. Al doilea cuvânt. Dar al doilea lucru pe care vreau să-l spun aici este foarte, și cred că este foarte important. Nu trebuie să ne autodefinim termene limită. Exact asta vreau să întreb. Al doilea cuvânt cheie în discuția asta este timp, factorul timp. Și da, l-auzeam și pe președintele Iohannis spunând mai bine să mai analizăm subiectul ăsta decât să vină după aia reacții negative că s-au pripit sau mai știu eu ce. Care e nenorocirea dacă nu se întâmplă în decembrie? Hai să o luăm, punem rău înainte. Bun, sigur că există argumente solide și cred că sunt, cum să spun, există parametrii pentru, nu spun să fim optimiști, dar în orice caz există șanse, poate mai bune decât într-o altă conjunctură, pentru a merge înainte pe acest... Întreb pentru că politicienii de la noi au ridicat foarte mult nivelul așteptărilor în perioada asta. Sigur, din punct de vedere politic, poate fi legitimă o astfel de abordare. Foarte de sus. Dar, așa cum și președintele a spus-o de foarte multe ori și a spus-o și la vizita premierului Rutte, am spus-o și eu de foarte multe ori. Nu dau niciodată termene limite legate de astfel de dosare delicate până când nu există, cum să spun, certitudinea că decizia va fi una pozitivă. Pentru că eu am asistat la momentul 2011, eram în Ministerul de Externe și am văzut că și atunci a existat o așteptare, a fost creată, a fost, dacă vreți, ridicată foarte mult, după care a existat acea opoziție din partea nu doar a Olandei la momentul respectiv, dar și a Franței la momentul respectiv și a altor state. Și a existat evident și o dezamăgire foarte puternică. Prin urmare, ceea ce este important este să ajungem la respectivul obiectiv, chiar dacă, să spunem, timpul este ceva mai îndelungat. Dar, într-adevăr, în momentul de față putem spune că există șanse bune, poate mai bune decât în alt moment, ca să ajungem la acest obiectiv mai repede. Poate chiar până la finalul anului, dar, încă o dată, nu cred că este deloc oportun să dăm termene care s-ar putea întoarce împotriva intereselor noastre. Bun. Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Văd că retorica rusească și amenințările ne includ pe noi, România, tot mai des, domnule ministru. Chiar de unăzi, propagandiștii de marca ai Kremlinului vorbeau despre bombardarea legitimă a unor teritorii ca al României sau Poloniei, pentru că de aici ar veni sprijin pentru ucraineni, tancuri care să ajungă până la noi și, sigur, variante greu de crezut, dar cum le răspundem și ce înseamnă pentru noi? În primul rând trebuie să fim foarte conștienți că e vorba despre propagandă rusă și, în al doilea rând, trebuie să fim iarăși și mai conștienți de faptul că România este stat membru NATO, că suntem protejați de garanțiile de securitate ale tratatului de la Washington al NATO, că nu există în acest moment vreun loc mai sigur pe pământul ăsta decât sub umbrela de securitate a NATO. Și chiar dacă în apropierea noastră, în vecinătatea noastră directă, se desfășoară un război care a crescut gradul de insecuritate la nivel regional, la nivel european, la nivel euroatlantic, orice fel de atac împotriva României este de fapt un atac împotriva NATO. Așa ceva nu se va întâmpla. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Și suntem protejați de tot ceea ce înseamnă garanțiile de securitate colectivă ale Alianței Nord-Atlantice, care a luat tot felul de măsuri din ce în ce mai puternice, mai consistente, mai substanțiale pentru a întări flancul estic al NATO. Summitul de la Madrid din luna iunie a luat o serie de decizii extrem de importante pentru consolidarea pe mai departe a flancul estic, inclusiv în ceea ce privește România. Anterior acestui summit, summitul de la Bruxelles din martie, a creat acel grup de luptă care în momentul ăsta se află pe teritoriul României. Avem trupe aliate într-un număr consistent pe teritoriul României, care sunt trupe americane, trupe franceze, trupe olandeze, trupe belgiene și ale altor aliați, trupe portugheze, trupe poloneze. Deci sunt aliați care sunt la noi în România cu echipamente, cu militari. Există decizii, iată foarte recent, decizia Franței de a crește
numărul de trupe în România, cu tehnică, cu tancuri franțuzești, cu tot ceea ce înseamnă până la urmă o apărare eficientă. Deci nu există niciun motiv ca cetățenii români să se teamă de un astfel de atac. Dar sigur că propaganda rusă va continua. Ei vor continua să folosească această retorică extrem de agresivă, iar noi de fiecare dată am condamnat-o, am demontat-o, așa cum am văzut recent în atitudinile președintelui Federației Ruse, care a escaladat acest tip de retorică. Vorbim sigur și despre sprijinirea în continuare a Ucrainei, dar ne interesează și sprijinirea în mod special a Republicii Moldova în perioada asta. Care sunt direcțiile pe care o facem în momentul ăsta? Sparierele sunt foarte numeroase, dacă vreți, ale sprijinului României pentru Republica Moldova și ele vin în continuarea sprijinului pe care noi l-am acordat deja. Am sprijinit în mod foarte puternic și eficient, aș spune, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană prin decizia care a fost luată la Consiliul European din iunie de acordarea statului de candidat la aderare. Și vom continua să acordăm sprijin tehnic pentru Republica Moldova în îndeplinirea acelor repere care au fost fixate în opinia Comisiei Europene din 17 iunie, prin care s-a propus acordarea statutului de candidat, expertiză tehnică, deci îi vom ajuta cu tot ceea ce este nevoie pentru a continua acest proces de reformă. Pe urmă, vorbim despre sprijinul pentru situația energetică din Republica Moldova. În urma bombardamentelor Federației Ruse asupra infrastructurii civile din Ucraina, după cum știți, rețeaua de electricitate din Ucraina a suferit daune destul de importante și atunci Ucraina a trebuit să sisteze momentan exportul de electricitate către Republica Moldova. România a luat decizia pe 12 octombrie să furnizeze energie electrică Republicii Moldova pentru a compensa această cantitate de energie electrică pe care Republica Moldova o lua de la Ucraina. Era vorba despre aproximativ 30% din necesarul de electricitate pentru Republica Moldova. Continuăm cu implementarea acordului de 100 de milioane de euro pentru proiecte, 100 de milioane de euro nerambursabil pentru proiecte de dezvoltare a Republicii Moldova. Am primit propunerile de proiecte din partea Chișinăului. Suntem în faza în care începem implementarea acestora. Am semnat pe 12 octombrie protocolul prin care urmează să virăm efectiv cele 10 milioane de euro pe care le-am decis a fi acordate Republicii Moldova ca sprijin bugetar pentru finanțele Republicii Moldova, greu încercate de criză, la reuniunea Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova din aprilie, de la Berlin. La București, la a doua ediție a Platformei de Sprijin pe care am găzduit-o, am obținut în continuare sprijin financiar din partea partenerilor internaționali. E vorba despre peste 615 milioane de euro, din care 432 milioane de euro granturi. Pentru că Republica Moldova are nevoie în acest moment de donații, de granturi, pentru a putea, de exemplu, să cumpere gaz de pe piața internațională, de pe piața europeană. Și continuăm cu acest tip de sprijin. Pe 15 septembrie la Odessa am organizat o întâlnire trilaterală. De fapt, am inaugurat un format trilateral, este inițiativa României, la nivelul miniștrilor de externe din Ucraina, Republica Moldova și România, cu miniștrii energiei alături de noi și ne-am concentrat tot pe securitate energetică. Și sprijinul acesta pentru Republica Moldova continuă. De exemplu, guvernul a decis la începutul lui octombrie să doneze o cantitate de lemn de foc pentru Republica Moldova. E vorba despre 130.000 de metri cubi de lemn solicitați de altfel de Republica Moldova pentru a trece iarna mai ușor. Și dacă este nevoie, vom continua cu acest tip de sprijin. Continuăm să contribuim la Fondul de Apărare al Ucrainei, nu? E vorba despre o decizie a Guvernului României care a fost luată pentru a folosi mai bine o sumă de bani care a rămas neutilizată în urma retragerii din Afganistan. Pentru că existau bani care fuseseră alocați de România în cadrul NATO pentru fondul de sprijin al Armatei Naționale Afgane. Acești bani puteau sigur să fie retrași din fondurile NATO către bugetul României, dar decizia noastră a fost de a-i utiliza pentru a sprijini partenerii alianței și partenerii noștri din vecinătate, care au nevoie de sprijin pentru consolidarea rezilienței și a capacităților de apărare.
Atunci am decis să acordăm 600.000 de euro din acești bani pentru un program care se cheamă Defense Capacity Building pentru Republica Moldova, 400.000 de euro pentru Ucraina, pentru pachetul consolidat de sprijin cuprinzător pentru Ucraina, o sumă de 300.000 de euro pentru Defense Capacity Building pentru Georgia, care este de asemenea un partener al nostru. Recent, la București, președinții României și Georgia au semnat parteneriatul strategic dintre cele două țări. Și am mai acordat o sumă de bani și pentru Iordania, unde România deplinește rolul de punct de contact NATO în capitala Iordaniei. O ultimă chestiune, domnule ministru. Uniunea Europeană, spune o purtătoare de cuvânt a blocului comunitar, a adunat dovezi care demonstrează că dronele folosite de Rusia împotriva Ucrainei au fost furnizate de Iran și pregătește sancțiuni împotriva Iranului. Înțeleg că e pe rol o serie de sancțiuni și pentru a-i trage la răspundere pe cei vinovați de reprimarea protestelor de acolo, un subiect despre care noi o să vorbim în partea a doua a emisiunii. Ce se poate face exact? Da, deci luni la reuniunea Consiliului Afaceri Externe la care am participat, am luat deja decizia de sancționare a Iranului pentru încălcările drepturilor omului și am exprimat în numele României condamnarea pentru încălcarea libertății de expresie, libertății de întrunire, de a manifesta pașnic. Deci există deja o decizie adoptată în acest sens și tot cu acea ocazie am exprimat susținerea pentru sancțiuni generate de sprijinul acesta al Iranului pentru efortul de război al Rusiei. Pentru că acele drone care au fost furnizate de Iran Rusiei sunt folosite pentru a bombarda infrastructura civilă, pentru a lovi obiective civile, inclusiv în capitala Kiev. O parte din exploziile care au fost, unele chiar în apropiere, la un kilometru, un kilometru jumate de sediul ambasadei României la Kiev, au fost provocate de drone de acest gen. Au fost adunate probe și urmează ca săptămâna viitoare, cel mai probabil, să fie adoptate măsuri restrictive, adică sancțiuni, împotriva Iranului pe acest dosar. Niște sancțiuni care să nu-i mai vizeze doar pe câțiva dintre lideri sau pe câțiva dintre liderii de instituții de acolo, ci un pachet ceva mai amplu. Un pachet care se referă și că la deja unul există. Persoane, există și referitor la unele entități care sunt implicate în acest tip de relație cu Federația Rusă. E adevărat că unele persoane sunt deja sancționate pe alte pachete de sancțiuni și ele vor fi, cum ar veni, resancționate sau va fi reconfirmată prezența lor pe acele liste. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Cu mare plăcere. Așa cum spuneam, în câteva momente, după o foarte, foarte scurtă pauză, discutăm despre ce se întâmplă în Iran, țara